Salut, sunt Marius Constantinescu și am să-ți fac o mărturisire. Niciodată nu m-am dat în vânt după școală. E adevărat însă că au fost obiecte și au fost materii care mi-au plăcut în mod deosebit și dacă mă gândesc la școală și aleg să am amintiri din acea perioadă, mă duc în primul rând în această zonă. E o perioadă ciudată cea pe care o traversăm, o perioadă în care știu foarte bine, nu mergeți la școală. Cât va ține, probabil, încă niște săptămâni bune de aici înainte. Este foarte important să știți că în această perioadă, televiziunea română, televiziunea publică, vă pune la dispoziție un proiect unic, numit Teleșcoală. Așadar, chiar dacă nu mergeți la școală, vine școala la voi prin intermediul emisiunilor televiziunii publice, prin intermediul profesorilor care sunt acolo special pentru a suplini perioada în care nu puteți merge și nu puteți învăța instituționalizat și sunt colegii mei care se asigură să aveți emisiuni proaspete și emisiuni cu informații utile în tot acest interval de timp. Spun utile pentru că vă pregătesc colegii mei și profesorilor invitați, inclusiv pentru foarte importantele examene ale capacității și ale bacalaureatului. Aveți toate materiile și toate informațiile care contează. Sigur că aveți și avantajul de a învăța de acasă, nu trebuie să vă mai treziți la o anumită oră, nu trebuie să vă mai deplasați până la școală. Dacă lucrurile acestea vi se păreau o corvoadă, credeți-mă că în scurt timp o să vi se pară chiar un lucru de dorit la care o să vă gândiți cu nostalgie. Până una alta, stați alături de programele televiziunii publice, stați alături de acest proiect unic numit Teleșcoală și cel mai important lucru, stați acasă și stați în siguranță, suntem în stare, depășim urgența, acestea sunt hashtag-urile sub care derulăm toată această campanie și toate programele televiziunii române în această perioadă și stați cu credința că vom depăși și aceste timpuri urâte, timpuri ciudate și că vor veni vremuri mai bune. Hello, Ada, Ene, Ana, Iri, frumoase numele voastre, mai ales că se citesc la fel și în oglindă, adică sunt palindromuri, citite de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, sunt la fel. Palindrom poate fi nu numai un cuvânt, ci și un număr. Hai că v-ați prins! Urmează cursul de informatică, algoritm elementar. Bună ziua, bine v-am regăsit! Mă numesc Alina Gabriela Boca, sunt profesor de informatică la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București și astăzi vă voi prezenta o altă lecție din programa de bacalaureat pentru proba scrisă la informatică. Lecția se numește Algoritmi elementari, probleme care operează asupra cifrelor unui număr. Pentru a opera asupra cifrelor unui număr, acesta trebuie să fie memorat într-o variabilă și se vor utiliza operatorii aritmetici. Restul împărțirii sau modulo, reprezentat prin caracterul procent în limbajul C++ sau prin cuvântul cheie mod în limbajul Pascal. Câtul împărțirii, reprezentat prin operatorul slash în limbajul C++ sau cuvântul cheie div în limbajul Pascal. Operațiile sunt accesul la ultima cifră a numărului, utilizând modulo 10 sau eliminarea ultimei cifre a numărului utilizând div 10. Avem reprezentate cele două operații în limbajul pseudocod, în limbajul C++ și în limbajul Pascal. Observăm cele două operații. Prima operație, reținerea într-o variabilă pe care eu am numit-o ultima cifră a ultimei cifre a numărului și eliminarea ultimei cifre a numărului. Exemplu. Dacă avem numărul 123, acesta îl vom memora în variabila număr. Accesul la cifrele numărului se realizează de regulă, începând cu cifra unităților, adică cu cifra 3, și se înaintează spre stânga până la cifra cea mai semnificativă, în cazul nostru, cifra 1.
Accesul la cele trei cifre ale numărului 123, care este memorat în variabila număr, se poate realiza aplicând în ordine următoarele operații. Reținem în variabila A ultima cifră a numărului cu ajutorul operației număr mod 10, apoi eliminăm ultima cifră, în cazul nostru cifra 3. Reținem apoi în variabila B ultima cifră număr mod 10, apoi eliminăm din nou ultima cifră, în număr ne mai rămâne o singură cifră, respectiv cifra cea mai semnificativă pe care o vom reține în cifra C. Avem aici reprezentat în pseudocod limbajul C++, limbajul C și limbajul Pascal, aceste trei operații și afișarea cifrelor. Se va constata că cifrele vor fi afișate în sens invers, adică cifra 3, cifra 2 și cifra 1. Atunci când operăm asupra cifrelor unor numere care aparțin unor intervale mai mari de valori, cu număr diferit de cifre, vom aplica un algoritm iterativ. Un exemplu de algoritm iterativ care operează asupra cifrelor unui număr este algoritmul de mai jos, care afișează cifrele unui număr. Structura repetitivă utilizată este structura repetitivă cu test inițial cât timp execută. Algoritmul scris în pseudocod este următorul: cât timp numărul este mai mare ca 0, reținem într-o variabilă cifra număr mod 10 și apoi eliminăm cifra cu ajutorul acestei operații număr, ia valoarea număr slash 10 și apoi scriem cifra. Execuția algoritmului se află prezentată în acest tabel. Observăm, dacă numărul nostru inițial memorat este 1, 2, 3, 4, 5, în momentul în care se intră în structura repetitivă, reținem ultima cifră, vedeți, ultima cifră, aceasta se elimină din număr și apoi se afișează. Din nou, pentru că numărul nostru este mai mare ca 0, iar numărul este 1, 2, 3, 4, având ultima cifră 4, reținem în variabila cifra numărul 4, o eliminăm și apoi o afișăm. Continuă acești pași de operații până când numărul devine 0 și s-au afișat toate cifrele. Se observă că cifrele sunt afișate în ordinea inversă scrisă în număr, în sensul că vom afișa prima dată cifra unităților, apoi cifra zecilor și așa mai departe. Ce se observă? După finalizarea algoritmului, variabila număr are valoarea 0, adică algoritmul descompune numărul în cifre. De asemenea, după finalizarea algoritmului, se constată că în momentul când s-a terminat algoritmul, variabila cifra reține prima cifră a numărului, numită și cifra cea mai semnificativă. Avem aici algoritmul scris în limbajul Pascal, apoi în limbajul C și în limbajul C++. Fiecare limbaj având cerințele și sintaxa lui. Algoritmul pentru afișarea cifrelor unui număr face parte dintr-un set de algoritmi în care, modificând doar o operație din structura repetitivă și adăugând alte operații, putem să avem alte cerințe. De exemplu, una din cerințe este să se realizeze suma cifrelor unui număr. Avem algoritmul pentru afișarea cifrelor numărului, la care am făcut două modificări. Am adăugat o operație, în sensul că am reținut într-o variabilă S valoarea 0, se mai spune că se inițializează variabila S cu 0 și în loc să afișăm cifra, aceasta o adunăm la variabila S. Execuția acestui algoritm este prezentată aici și observați care sunt modificările. La fel, pornim cu numărul 1, 2, 3, 4, 5, dar și cu variabila S care primește valoarea 0. Memorăm în variabila cifra, ultima cifra numărului, o eliminăm, observați cele două operații care ne-au rămas și o adunăm la variabila S. Observăm, variabila S a avut inițial valoarea 0 și apoi are valoarea 5. Apoi scoatem cifra 4, o eliminăm și o adăugăm la variabila S. S trece de la valoarea 5 la valoarea 9. La fel facem cu toate celelalte cifre, ajungând la final ca numărul
să fie descompus și să aibă valoarea 0, cifra să rețină prima cifră a numărului, dar variabila suma să îmi rețină suma cifrelor din număr. Aici avem algoritmul scris în cele trei limbaje, limbajul Pascal, limbajul C și limbajul C++. O altă cerință în care doar modificăm o cerință din structura algoritmului privind suma cifrelor este calcularea și afișarea numărului de cifre ale unui număr. Am înlocuit variabila S cu altă variabilă, N cifre, pe care și pe aceasta am inițializat-o de la valoarea 0. Singura modificare este la această linie în care nu am mai adăugat cifra la variabilă, ci de câte ori am eliminat câte o cifră din număr, numărul de cifre a crescut. Este un algoritm în care putem să eliminăm una din operații, respectiv cifra primește număr mod 10, dar poate să și rămână pentru că nu intervine asupra rezultatului algoritmilor. Observăm aici execuția acestui algoritm pornind de același număr 1, 2, 3, 4, 5, da? Și cu variabila n cifre 0. La final observăm că de fiecare dată când se elimină câte o cifră, n cifre crește ajungând la valoarea 5. Numărul de cifre ale numărului. O altă cerință poate fi calcularea și afișarea cifrei maxime și cifrei minime dintr-un număr. Toate aceste cerințe sunt cerințe care sunt la examenul de la bacalaureat. În momentul în care căutăm o valoare maximă, atunci noi știm că acea valoare maximă trebuie inițializată cu cea mai mică valoare din mulțimea de valori asociată problemei. În cazul acesta, mulțimea de valori asociată problemei este mulțimea cifrelor, care are valori de la 0 până la 9 și atunci cea mai mică valoare este 0. Atunci când vrem să vedem care este cea mai mică valoare dintr-un set de valori, vom porni cu cea mai mare valoare din mulțimea de valori. În cazul nostru este valoarea 9. Cele două valori, 0 și 9, le vom pune în două variabile pe care eu le-am numit cifmax, pentru că eu caut valoarea cifra maximă, și cifmin, pentru că eu caut cifra minimă dintr-un număr. Observăm algoritmul pentru afișarea cifrelor unui număr cu cele două operații în care am reținut cifra și am eliminat-o și apar alte două operații în plus. Prima operație este stabilirea cifrei minime prin această structură de interogare și de selecție. Dacă cif min este mai mare decât cif, evident, decât cifra, evident că eu am găsit o valoare mai mică decât am reținut aici și cif min va lua valoarea cifra. Același lucru fac pentru cif max. Dacă cif max e mai mică decât cifra, deci eu am găsit o valoare mai mare decât cif max și evident că o voi memora în cif max și cif min. La final voi afișa cifra minimă și cifra maximă. Aceasta este execuția algoritmului. Observați că am pornit cu numărul meu, am pornit cu cifra, cu cif min, care îmi va reține cea mai mică cifră, dar să fim foarte atenți, ea se inițializează cu cea mai mare valoare, da? Și cif max, care am inițializat-o cu cea mai mică valoare. Am reținut în cifra, în ultima cifră, am eliminat-o și apoi am comparat-o. Am constatat că cif este, că 5 este mai mic decât cif min și s-a reținut și 5 este mai mare decât cif max și s-a reținut. Am continuat algoritmul, am reținut în cifra valoarea 4, am eliminat-o, am constatat că 4 e mai mică decât cif min și am reținut-o, cealaltă nu mai este, s-a pierdut, dar 4 nu este mai mare decât cif max și aici nu am mai reținut nimic. A continuat algoritmul până la ultima cifră, când cifra a reținut valoarea 1 și apoi s-a eliminat, cif min era mai mare decât valoarea 1 și am reținut-o. La final îmi va scrie cif min egal cu 1 și cif max egal cu 5. Un alt algoritm prin care putem prelucra cifrele unui număr este algoritmul care îmi calculează oglinditul unui număr. Ce este oglinditul unui număr? Este un număr care are cifrele în ordinea inversă a cifrelor numărului inițial. De exemplu, dacă numărul meu este 1, 2, 3, 4, 5, atunci oglinditul său este 5, 4, 3, 2, 1.
Dacă numărul meu este 12300, adică se termină în 0, are două valori de 0 la sfârșit, oglinditul său este doar 321. Aceasta este o situație la care trebuie să fim foarte atenți atunci când ni se cere oglinditul. Dacă numărul este 1221, observăm că oglinditul său este identic. Operația utilizată pentru oglinditul unui număr este aceea de adăugare, lipire la dreapta numărului a unei cifre. Deci e vorba de dreapta numărului, care va duce la creșterea numărului de cifre cu 1 și, evident, la modificarea numărului inițial prin creșterea valorii acestuia. Adăugarea, lipirea cifrei la dreapta numărului se realizează cu operația număr înmulțit cu 10 plus cifra. De exemplu, dacă variabila număr reține valoarea 123 și vrem să adăugăm, lipim la dreapta numărului cifra 7, utilizând operația număr înmulțit cu 10 plus cifra, număr va conține valoarea 1, 2, 3, 7 și numărul de cifre al acesteia crește de la 3 la 4. Observăm că și valoarea a crescut. Algoritmul pentru afișarea oglinditului unui număr presupune o variabilă care și pe aceasta o inițializăm de la 0. Observăm că multe din operațiile care se execută pe cifrele unui număr presupune inițializări de la 0. Observăm algoritmul, observăm cele două operații care au rămas. Ce a apărut în plus? A apărut această operație care lipește la dreapta numărului reținut în variabila oglindit cifra pe care tocmai am scos-o din număr. Uitați, cifra aici este cifra aici și aici este oglindit. Aici avem execuția algoritmului. Observăm că inițial oglindit pornește cu valoarea 0 și apoi aplicăm formula număr înmulțit cu 10 plus cifra. Uitați, 0 înmulțit cu 10 plus 5. Apoi, în momentul în care în cifră reținem valoarea 4, avem ce am avut aici, 5, 5 înmulțit cu 10 plus 4 și am obținut 54. Apoi, când în cifră reținem valoarea 3, avem 54 înmulțit cu 10 plus 3 și obținem 543 și tot așa, până când obținem oglinditul numărului 54321. Aplicații ale algoritmului pentru oglinditul unui număr avem numerele palindrom, care sunt numerele egale cu oglinditele lor. Exemplele de numere palindrom sunt toate numerele de la 1 până la 9, 11, 22, 33, 44 și tot așa. Cum se aplică algoritmul? Se aplică pentru oglinditul unui număr și se verifică dacă numărul obținut este egal cu numărul inițial. Aici este algoritmul pentru numărul de tip palindrom. O altă aplicație este numărul maxim care se poate forma din toate cifrele unui număr. Pentru această cerință se va parcurge spațiul mulțimii compusă din toate cifrele, de la 0 până la 9, în ordine inversă de la cifra 9 la cifra 0. Aici avem algoritmul pentru maximul numărului, în care vedem cum parcurgem spațiul cifrelor, spațiul mulțimii cifrelor, de la 9 până la 0, pentru ca să putem avea permanent acces la număr, îl copiem într-o copie și de data aceasta prelucrarea are loc asupra copiei. Aici avem modul cum lucrează acest algoritm. Dacă avem exemplul 2, 3, 8, 7, 7, 1, pentru că cifra 9 nu există în număr, numărul meu maxim nu se formează. În schimb, începe să se formeze în momentul în care găsește cifra 8. Și continuă să se formeze în momentul în care întâlnește cifra 7 și tot așa. Problemele care presupun prelucrarea cifrelor unui număr, de regulă, fac parte din cerințele de la bacalaureat și reprezintă cerințe cu un anumit grad de dificultate. De regulă vorbim de situația când avem rezolvare de probleme. Acesta este unul din motivele pentru care acești algoritmi
trebuie să fie cunoscuți de către elevii care vor susține proba scrisă la informatică în cadrul examenului de bacalaureat. Eu sper ca prezentarea mea să vă ajute să recapitulați acești algoritmi și să puteți să rezolvați problemele care operează asupra cifrelor unui număr. Vă urez succes la examenul de bacalaureat și sper ca rezultatele să fie pe măsura așteptărilor voastre. Ai rămas acasă, Maria? Ăsta da palindrom. Aștept să ne trimiteți și voi pe pagina de Facebook a emisiunii expresii sau cuvinte care, citite invers, reprezintă același lucru. Acum propun să ne oprim aici. Ne mai vedem și mâine. Zi frumoasă și rămâneți voioși acasă!